Statul a început să facă inventarierea foselor septice în primăvara acestui an, odată cu intrarea în vigoare a hotărârii de guvern 714 din 26 mai. Potrivit acestei hotărâri, românii erau obligați să-și declare fosele septice la primărie până la sfârșitul lunii octombrie. În caz contrar, pot fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Până pe 3 noiembrie, doar două dintre cele 114 primării din Suceava au transmis aceste informații la Garda de Mediu. Este vorba despre Sadova și Marginea. Majoritatea primarilor au decis să prelungească termenele pentru că au considerat că proprietarii nu au suficient timp la dispoziție ca să completeze declarațiile. De exemplu, până acum, doar 47 de locuitori ai Sucevei au completat declarațiile. În Adâncata, doar 100 de persoane au venit la primărie ca să declare fosele. Deja avem peste 100 de oameni înscriși în registrul foselor septice. Din păcate, termenul pe care era final la 31 octombrie a expirat, dar noi în continuare primim oameni care se poată înscrie în registrul foselor septice. De ce ați prelungit termenul? În primul rând, noi am făcut mai multe sisteme de informare, atât pe afișaj pe gardă, prin panoul de afișaj, pe Facebook-ul primăriei. Unii au fost reticenți, temeau, domnule, mă înscriu la primărie, după aia urmează, controale, amiensa, nu știu ce. După aia am înțeles că trebuie și obligatoriu, că e o lege care e dată de guvern, de parlament, și trebuie obligatoriu să înscrie acest registru, pentru că odată cu înscrierea registrului trebuie să prezinte și dovada unei un contract de vitanjare, inclusiv poți să trebuie să fie cu un contract de garanție sau să fie cât de cât să fie o fosă agreată și nu poate produce, eu știu, diversări în sol și apoi să se infecteze solul. Știți poate care este gradul de conectare la canalizare la nivelul comunei Adâncata? Comuna Adâncata, numai în satul Adâncata, în momentul de față, avem proiectul de canalizare terminat. În prezent, doar 28% dintre gospodăriile județului Suceava sunt racordate la canalizare, ceea ce demonstrează că nu doar comuna Adâncata se confruntă cu problema lipsei sistemului centralizat de colectare a apelor. Procentele s-ar putea dubla în următorii 3 ani cu o condiție: să se finalizeze lucrările din cadrul proiectelor POIM și Angel Salini, a căror valoare totală depășește 400 de milioane de euro. Cel puțin așa susține președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a explicat că vechile proiecte de introducere și extindere a sistemelor de apă și canalizare au dezavantajat orașele mici, cum sunt Salcea, Milișeuți, Dolhasca și Liteni, și le-au lăsat fără finanțare pentru acest tip de investiții. Pe de altă parte, a intrat în vigoare programul administrației Fondului de Mediu Prima Conectare, prin care statul decontează până la 1.900 de euro pentru racordarea unei gospodării la sistemul de canalizare, desigur acolo unde există sistem de canalizare. De acești bani pot beneficia doar familiile vulnerabile.